Da. Am intrat înainte cu 5 minute, dar nu pictăm, așteptăm să se strângă lumea. Sau nici nu are importanță cât de mult pictăm în acele 5 minute și dacă sau nu pictăm. Da, mă bucur că văd crește numărul celor care urmăresc în continuare acest mod de manifestare artistic pe Facebook, pentru că e un mod de manifestare, să spunem, artistică pe Facebook, pentru că și înțelesul oamenilor este divers și noi încercăm să prindem cât mai mult din toate lucrurile astea. Eu voi continua să pictez portretul. Ia uite, deja suntem 20 și ceva. Ia uite cum cresc numărul. Parcă spuneți că nici n-ați mers la masă, ați stat și ați așteptat să încep eu din nou să pictez. Știți? Îmi place lucrul ăsta, să cred eu asta, numai. Dar e interesant că s-au ridicat la 20 de oameni, 21 de oameni, atât de repede. Bun, să începem să ne terminăm și treaba, sau să mai vorbim despre ceea ce înseamnă portret și ceea ce înseamnă ceva, câte puțin, din ceea ce înseamnă secretele tehnicii de execuție în... Să știți că nu cred că e o tehnică în mod deosebit cea pe care vă împărtășesc eu sau... Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră, dacă încercați să abordați sau încercați să... să faceți cumva, nu știu... Mă uit la niște pensule aici la mine și mă uit la ele și mă minunesc ce frumoase sunt toate. Să încercați să vă adaptați cumva pe ceea ce vă explic eu aici. Cred că, nu cred că, cu siguranță am văzut rezultate foarte bune dacă v-ați adaptat pe ceea ce am făcut eu aici. Nu te-am văzut Magda, pe tine Magda. Nu am văzut-o pe Magda aici încă. Bună seara la toată lumea! Bună seara, Nicoleta Sandu. Ea este pictorița din atelier. Alexandra, bună seara, Crenguța Manea, bună seara, Crenguța este iarăși o prietenă de-a noastră dragă. Salutăm pe toată lumea. O să începem să pictăm așa, timid câte puțin. Între timp o să mai și vom discuta câte ceva despre ceea ce înseamnă lucruri legate direct doar de pictură. Nu vom face politică și alte lucruri. Mai aducem așa în prim plan și câte o glumă, două să mai eram să spun colorăm puțin atmosfera, dar e cumva colorată, nu? Încercați cumva să distribuiți videoclipul, dar nu numai prin grupurile de pictură, încercați să distribuiți și în alte grupuri, pentru că în grupurile de pictură deja o fac foarte mulți. Dacă cunoașteți și aveți posibilitatea de a distribui și în alte grupuri, puteți să faceți cu încredere. Eu am simțit acum la pictat și dumneavoastră o să mă ascultați, în același timp o să mă și vedeți pictând și aducem așa cât puțin din fiecare, cât putem, fiecare lucru pe care ar trebui să-l știm, cât putem, pentru că sunt multe de spus și nu le putem cuprinde pe toate, sunt nicio formă. Am spus că vom discuta puțin despre partea din clar, din obscuritate. Claritatea înseamnă cea din lumină, obscuritatea înseamnă cea din conul de umbră. Am spus că e mai complicat de realizat pentru că în penumbră nu avem luminile care să ne dea volume, ci avem doar lucrurile întunecate și adânceturile mai pronunțate, cum ar fi aici la ochi, da? Ei, toate lucrurile astea o să le discutăm în seara asta și o să facem așa o analiză după aia la sfârșitul portretului, ce am înțeles. Am citit comentariile voastre. Uleiul de in este ulei de in fier secativat, nu e nimic altceva, da?
Bine, asta aici nu contează sticluța. E ulei de in secativat. Asta am văzut că scrie ceva pe ea. Sau e ulei de in în cantitate mai mare. Bine, eu v-am spus că folosesc mustaș, da? Uloc de la mustaș. Sunt foarte bune, sunt excepțional de bune cele de la mustaș. Am văzut că pictați deja foarte mulți cu aceste materiale de, oferite de magazinul mustaș.ro. Eu, într-adevăr, le fac reclamă, le fac publicitate, îi susțin pentru că sunt singurii care, mai mult sau mai puțin, mai puțin nu, mai mult, merită mult mai mult decât decât ne închipuim noi cei de la mustaș. Ne-au oferit tot timpul materiale foarte, foarte ieftine, atât de ieftine în comparație cu ce vedem noi pe piață. Eu în Germania, de exemplu, am intrat într-un magazin, Raiul pe Pământ, pentru pictori, dar prețul a fost iad pe pământ. Am intrat foarte bucuroși și am ieșit foarte nefericit, pentru că nu că nu mi-aș fi permis, dar orgoliu și am spus, băi, nu pot să dau atâția bani pe o pensulă. Era o pensulă 150 de euro. Zic, bă, o fiele bune, dar nu pictează singure totuși 150 de euro, știi? Mă mustra conștiința și nu am ieșit fericit de acolo, recunosc. Am ieșit puțin dezamăgit pentru că prețurile erau foarte mari. Hai să vorbim puțin despre portret aici, pe partea de conul de umbră. În primul rând trebuie să știm foarte clar că dacă nu facem un desen imaginar permanent, pentru fiecare pensulă pe care o pun aici, îmi imaginez ce se întâmplă în partea asta și care este simetria lucrurilor. Să știți că dacă veți lucra și nu va avea o simetrie, nu va avea un desen pe dedesubt cel imaginar pe care îl studiem, e complicat. Dacă facem cu indigo sau videoproiector, trebuie să ținem desenul permanent, din când în când mai punem o foaie de calc cu desenul peste pictura noastră și vedem ce rezultă, ce se vede, da? Pașii sunt mulți pentru a putea învăța în diverse feluri. Eu nu mă chinui acum să vă spun cum să învățați, că v-am spus de atâtea ori cum se poate face schița, cum se poate obține o schiță a unui portret. V-am învățat, am și arătat. Nu pot să le repet la nesfârșit acum, pe bune. Hai să vorbim acum despre portret. O să vedeți aici că o să fac o trecere între culorile deschise, adică albul ăsta și culoarea de aici, da? De la pomet. Pentru asta, uite, aș putea să o fac tot cu, dar o fac tot cu pensula asta ca să vă și arăt, practic. Am să șterg pensula. Știți cum se șterge pensula? Trebuie căpățel o cârpă de bumbac, puțin ulei, da? Și am ștersul, da? Ia uite. E șteaxă, da? Și acum voi face un amestec între culorile de aici, închise, mai închise la culoare, către culorile mai deschise. Dar trebuie să există o trecere, nu pot fi așa lăsate, că nu e bine, da? O să învățăm să trecem culorile. Cum vom face? Eu am să iau, ia uite așa, în primă fază am să le estompez puțin și după aia o să le omogenizez între ele, da? Așa, ia uite. Au să mai repet nuanțele de culori închise aici și cele deschise cu alb. Acum asta este prima etapă. Acum voi trece pe partea de obraz. Șterg pensula. Uitați foarte bine culorile, să știți. S-au lipit deja de pânză. De asta folosesc o pânză mai veche pentru a ușura cumva execuția cu astfel de pânze. Se usucă mai repede culorile, se usucă mai repede și se încadrează, se absorb mult mai repede, mult mai repede decât pe o pânză nouă. De aceea folosesc pânzele mai vechi. Mie îmi plac astea mai vechi. Pânzele mai vechi, v-am spus de ce. Bun, am făcut aici prima trecere și acum o să facem. Am văzut cineva, a scris cum se face firul de barbă sau firul de păr, că nu știu cum se fac firele de păr sau firul de barbă, firele în general. Păi să știți că nu e doar un fel în care poți să înveți, nu e doar o singură execuție sau o singură tehnică de execuție a firelor de păr. De fiecare dată aproape, când pictez un Rembrandt, mereu mă întâmpin cu diverse probleme în execuția unei bărbi sau unei a părului sau a sprincenilor, pentru că de fiecare dată întâmpin probleme de stratul, cât este de gros, de culoare,
amestecul din spate a culorii, cum e, de exemplu, fundalul, trebuie să iau culoarea barbei de la barbă, adică firele de păr de la barbă și să le pun peste fundal dacă este uscat firul de fondul. Nu este uscat în cazul meu. Tot timpul am diverse probleme. Deci nu este o execuție care o pot repeta de două ori la fel, în aceeași manieră. Mereu apar tot felul de probleme și pentru că sunt obișnuit cu astfel de probleme, găsesc pentru fiecare problemă și câte o rezolvare. Și de aceea nu există o tehnică sau un stil sau un fel anume de a putea spune că, bă, uite, așa se face, într-un singur fel, sau uite, așa și așa. Nu. Dar puteți învăța urmărind clipurile astea, de fiecare dată o să găsiți ceva nou și ceva explicație și vă îmbunătățiți cumva cunoștințele legate de tot ceea ce înseamnă pictură, pentru că voi discuta, vom face și pictură în acrilic, pictură în acrilic peisajistică, în acrilic o să vedeți niște chestii foarte minunate. Acum eu am mai luat puțin alb și încerc să fac niște efecte cu alb. Aș putea să dau pe zoom și să vedeți mai bine, dar după aia mă gândesc că nu cumva să strig ceva pe aici și prefer să las tot așa. Am pus mai mult alb, e puțin mai păstos. O să încerc cumva să îl estompez în fundal, da, acesta, pentru că această culoare deja la etapa asta suntem, cu toate că ar trebui să aștept o uscare a schiței, a eboșei, în culoare, a eboșei, nu am așteptat această uscare, trec și încerc să pictez pur și simplu peste eboșă. Eboșa ar fi trebuit să fie uscată ca să pot să-mi permit să pictez în conformitate cu ceea ce înseamnă tehnica de execuție ca la carte, da? Am spus-o, dacă nu avem o eboșă uscată, e mai complicat. Faptul că eu știu cum să le manevrez, să pot să gestionez situația, îmi vine mie ușor, dar voi să nu faceți așa cum fac eu acum, peste eboșă, să încercați să pictați direct, pentru că o să vă complicați foarte tare și nu e cinstit și corect să vă învăț lucruri pe care nu ar trebui să le faceți voi, cei începători. Da? Eu îmi permit acum să mă joc așa puțin, dar vă explic de asta dată, nu mai fac alte dăți să nu vă explic, pentru că alte dăți nu v-am explicat și ați înțeles cumva eronat aceste informații și le-ați pus în practică, eronat din punctul meu de vedere, dar atunci, în momentul în care eu vi le-am spus, nu erau tocmai eronate, pentru că eu mă bazam pe o perioadă de timp de execuție în live, de 2 ore. În 2 ore, 2 ore jumătate, 2 ore, nu prea ai o izbândă de reușită atât de mare ca să spui că poți să duci un portret ca la carte cu fire de păr cu tot ce înseamnă finețuri, pentru că timpul nu e de partea ta și atunci cumva sări peste anumite etape în exces de zel și lucrurile astea în partea cealaltă de voi sunt percepute ca lucruri firești și normale. Firești și normale sunt și pentru mine legate de timp, dar legate de execuția ca la carte nu este aceeași. Și pentru că am văzut cum v-am povestit pe acea doamnă care peste eboș dădea și cu o pensulă și estompa culorile, am rămas surprins și a spus de ce executați așa și a spus așa ne-ați învățat, maestre. Și era foarte bucuroasă în timp ce vorbea cu mine și dădea cu pensula foarte tare în stânga și în dreapta. Bucuria, extazul, l-am citit pe chipul ei. Și apoi mi-am dat seama că nu este importantă viteza de execuție, cea din live, ce mai degrabă înțelegerea din live trebuie să fie pentru dumneavoastră. Adică să vă fac să înțelegeți că nu e important atât de tare, atât de mult, cât de mult pictez eu, cât de mare este suprafața, cât de mult m-am dus în detalii, cât de mult v-am uimit prin ceea ce pictez, ce mai degrabă, mult mai important este faptul că trebuie să știți lucruri pe care trebuie să le știți legate de execuția unei lucrări, unui tablou. Acum o să încerc cumva să estompez, ia uitați, vedeți? Culorile le iau de acolo, le aduc încoace și știu că prin amestecul lor, a albului cu negru, devine un gri. În același timp se formează și un con de umbră între
Lumina de acolo și umbra de aici denotă că umbra, lumina vine de acolo și se propagă în umbră pe aici, pe dedesubt, pe la firele astea de păr. Firele de păr acum sunt făcute cele în mare, cu pensula asta mare, da? După care o să iau o pensulă mai mică, apoi una și mai mică și apoi după aia cu o pensulă cu vârf, un vârf de pensulă ascuțit, am să fac niște zgârieturi pe culoarea groasă, da? Pe pensulația asta și va rezulta niște efecte de fire de barbă, așa, se va vedea în totalitate, știi, pe... Eu, să știți că din momentul în care nu mai vedeți pensula acolo, nu fac altceva decât o iau, o șterg. Este ștearsă permanent. Deci la un interval de câteva secunde, pensula este ștearsă, da? Ca să știți lucrul ăsta. Suntem mai puțin, dar nu contează. Știu că va crește numărul. E mai puțin important și cât de mulți suntem acum în direct. Ideea este că sunteți, cât sunteți și e bine că suntem acolo, că suntem. Bun, firele de barbă, vedeți, am pus aici puțină mai culoare mai multă. Pe aici există niște efecte așa subțiri, subtile de culoare, dar astea sunt subtilități, nu sunt chestii importante. Alea nu trebuie făcute. Aici începe iar să plouă. Pe aici vecinii mei sunt foarte distractivi, văd că au pus muzică, e foarte bine că se cântă. Da. Așa. Au venit și ei săracii oameni în concediu, ce să le facem? Să le spunem, băi, închide muzica? N-ai cum. Gândește că eu am aici un atelier. Atelierul ăsta aici, la Galați, e făcut în fundul unei grădini, unde nu prea sunt case aici și cu toate astea, l-am făcut aici, tocmai, în vie. E făcut atelierul și cu toate astea tot se aude gălăgie de la muzicanții ăștia care sunt așa. E foarte bine că se cântă. E mai bine. Să știți că câteodată mă bucur că mai aud melodii, că mai aud muzică, câteodată nu-mi place și spun că, băi, dar mai lăsați-mă cu manelele voastre, mai lăsați-mă. Da, e modul nostru de manifestare. Decât să stăm izolați în pandemie și să spunem că nu-i bine așa, nu-i bine așa, parcă tot mai bine să mai auzi ceva. Să vedem că oamenii încă se mai distrează și încă mai au. Aia, așa, hai să vedem acum ce facem pe aici, pe la nas. Punem culoare. Ia să iau mai multă. Îmi place că s-a uscat deja. E și cald aici. Sunt 33 de grade pe termometru de aici. Plouă afară, frumos. Cântă și nenea ăla acolo la microfon, se chinuie săracul. Cred că ca și mine de altfel se chinuie. Mi-am pus un tricou pe umeri, că am lăsat geamul larg deschis. A zis că adie vântul de afară cu ploaie, dar e tot zăpușeală. Nu prea vrea ploaia să se arate așa de tare. Din alte părți am văzut că plouă, dar sunt și vijelișe. Mi-am adus și un pahar de vin. E vin roșu de la Mănăstirea Secu. Nu de la Secu, de la Sihăstria, că-s nebun cu Secu. E pe platou de la Secu. Asta e vin fără conservanți. Te face și acid. Am mâncat niște pește cu usturoi și cu mămăligă. Și ce merge după un pește cu usturoi și mămăligă decât un păhărel de vin roșu sau alb sau ce aveți? Nu, asta l-am amestecat, a fost și roșu și alb și l-am amestecat eu.
Aici trebuie să intru cu o pensulă foarte fină și să intru pe detalii foarte aprofundate. De exemplu, zona asta de aici, trebuie să iau o pensulă foarte subțire și să fac niște treceri de genul ăsta, așa. Nu le vedeți acolo, nu aveți percepția lor acolo, o să dau puțin zoom. Mă refer între negru, între negru, că e umbra asta aici și culoarea pielii. Pe aici. Astea sunt niște trece foarte fine. Nu se pot face cu o pensulă de genul ăsta. Dar nu e nici momentul acum oportun să facem trecerile astea, pentru că ar fi pierdere de timp și inutil. De ce inutil și pierdere de timp? Pentru că încă nu am definit bine caracterul personajului, trebuie să vedem ce vrem să facem din el, cum îl scoatem, da? Fizionomia mă interesează foarte tare, vreau să văd fizionomia personajului, ce vrea să exprime personajul, da? Blândețe, înțelepciune sau răutate și da? Toate lucrurile astea, după ce le-am pus la punct bine, abia după aia intrăm în detalii și finețuri. Că dacă o luăm așa prima dată cu finețuri și detalii și vedem că ne-am chinuit să lucrăm atât la nu știu ce și după aia trebuie șters, că nu e ceea ce vreau eu să reprezinte personajul, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Am trecut la lucruri inutile atât de repede. Da? Trecem așa, câte puțin, câte puțin. Na, s-a supărat vecinul meu. Cred că se uită și el pe Facebook și mare la prieteni acolo și ce a zis. Na, să vezi tu că Laurențiu e în direct acum, a auzit muzica de aici și mă duc să închid muzica. Da, nu e exclus. Zilele astea am întâlnit cu niște vecini pe stradă și am vorbit din una în alta și da, zice, da, ce, că și noi, zice, ne uităm toată ziua. Când apar pe Facebook, ne apare la, cum se zice acolo, și zice, ne uităm și noi. M-am rămas așa mirat, zic, cum vă uitați și voi la ce pictez? Zic, da, cum să nu, da, zice, de când faci tu pe Facebook, zice, noi ne uităm. Mă, zic, pe bune? Așa că nu m-ar mira să fi ascultat pe Facebook ce am zis eu și să fi închis muzica. Sau să le placă ploaia cum plouă. Ploaia cum plouă. Tu. Aici avem o mică chestiune la pleoapă. Pac. Odată. Și mai venim încă o dată cu puțin deschis. Și dacă tot am venit așa cu puțin deschis acolo, vom mai face niște lucruri deschise la culoare puțin. Îmi place să lucrez foarte păstos, adică cu culoare mai groasă, mai consistentă, cu culoare mai multă. Acum nu mai folosesc ulei, că mă întrebați dacă mai folosesc ulei. Am văzut în comentarii. Nu, acum nu mai folosesc ulei, decât poate pe fundal, când mai fac anumite treceri de cromatice pe fundal, poate pe acolo voi mai folosi puțin ulei pe suprafețele mai mari. Dar pe suprafețele mici, nu folosesc ulei deloc. Aici avem nevoie de o șmecherie. De exemplu, între piele și firul de păr de aici o să fac o trecere așa. Nu o să fie ca o linie, o să fie o chestie de culoare așa mai închisă între culoarea pielii și culoarea părului. Aici, aici, zona asta așa. Trebuie să fie acolo ceva. Nu atât de tare vizibil cum este acum. O să le estompăm, dar va fi. Și le vom estompa nu pe piele, ci pe firul de păr. Le vom trage pe firul de păr, așa. Ca să fie firul de păr în umbră. Și de aici iarăși vor fi niște fire de păr foarte fine, cu o pensulă foarte subțire. Ia să vedem dacă o avem la îndemână. Uite, vezi? Cu asta. Vezi? Și pe aici vom veni cu niște fire de păr. Dar nu acum. Pentru că, am spus, până nu sunt convins de anumite lucruri, nu le putem face acum. Vezi? Așa. Și facem niște fire de păr foarte... Aici am pus ulei, da? Aici trebuie să pui ulei, că dacă pui numai pastă, pui adică numai culoare, nu merge. Trebuie să pui și puțin ulei ca să se poată întinde. Vedeți? Ia uitați.
Vezi? Da. Deci firele de păr sau barbă sau ce vrei să faceți acolo, nu e doar dintr-o singură șmecherie că faci așa și gata. Poate fi și așa, depinde de ce vrei să fii. Depinde de stilul tău de execuție, depinde de stil, depinde de ce pictezi acolo, da? Poate fi și dintr-o singură pensulă. Mulțumitor o firele de păr sau de barbă, da? Că vorbeam de barbă acum. Așa, să mai închidem puțin. Și după aia vin astea, sprâncenele peste aceste umbre. Nu cu alb, ci niște un gri ceva, așa. Vedem ce o să facem acolo. Aici o să... s-a murdărit. Nu-i nimic. Refacem zona. Aici o să iau eu puțin o culoare de aici, o să pun să fac ochiul, ca și cum s-ar uita puțin în jos și într-o parte, așa să-i dau cu pupila în partea asta să fie, da? O vedeți în partea aia? Dacă nici am făcut mult, ai văzut, am pus numai puțin alb aici și era deja culoarea mai închisă pe acolo și a rezultat acest efect. Între alb și negru, vedeți? Alb, negru și alb, negru și alb, da? Adică între culoarea deschisă și culoarea închisă nu va rămâne așa, că dacă va rămâne așa negru ăla de acolo și culoarea pielei de aici, va însemna că noi nu știm să... Noi nu avem tehnică de execuție, nu avem cunoașterea portretului, nu avem cunoașterea tehnicilor, da? Și atunci voi veni cu o culoare. Ia uite așa, vedeți? Ia să vedeți. Am pus-o pe aia și mi-a șters pensula și acum estompez încet, 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 da? Și nu e de ajuns doar atât, o să mai vină și alte efecte. Acum voi lua culoare un portocaliu, puțin roșu. Voi mai crea un efect aici, da? Acum o să vin cu alb-alb. Și mă feresc de alb-alb, să nu folosesc în exces pe alb-alb, alb-alb. Uite, alb-alb mi-ar fi trebuit în mod normal undeva aici. Da? Alb-alb mi-ar fi trebuit undeva aici. Pe aici. Hai să facem un lucru frumos, să ducem și la barbă, mai lucrăm puțin și la barbă și la buze, da? Nu ne ducem numai pe zona ochilor și neglijăm. De ce? Pentru că dacă lucrăm numai la ochi, nu se mai vede defectul ochilor, că lucrăm prea mult și creierul se adaptează pe defect. Și atunci, ca să schimbăm reflexele și defectele să nu mai fie apăsătoare, trecem peste lucrul ăla de la ochi și trecem în partea asta, nu ne mai uităm la ochi. Și când ne vom uita la ochi, vom vedea defectele, căutăm linia, vedem sprâncenele, dacă una e mai sus, una mai jos, dacă sunt bine așezate, dacă e corespunzător, simetric, da? Lucrăm acum la barbă, după aia lucrăm puțin, mai punem culoare la buze, de exemplu, da? Ca să fie puțin mai închise la culoare, că sunt mai deschise. Uite așa, umbra de aici. Da? Vedem dacă se cuprinde bine cu... Configurația să nu fie buzele într-o parte, să nu fie gura într-o parte, să ne pară că e bolnav, săracul și că ar avea o problemă, da? Ne după aia mai calculăm încă o dată linia buzelor. Să vedem, e bine făcută linia buzelor sau nu e bine. Aici e o problemă, vezi? Deja am văzut. O să pun culoare puțin mai groasă, ca să pot să am ce să prelucrez. Asta deja e o culoare cam groasă ce am pus eu aici. Uite așa, aici o să vină cu puțin negru mai mult. E o umbră foarte tare aici de la nară. Asta e negru de așa. Uite diferența. Îl vedeți pe negru cum apare? Abia acum pun negru. A, bine că am mai pus negru pe aici și pe aici. Dar pe portret am pus negru doar acolo. Aici e puțin negru, dar cu umbră arsă. Da? Hai să vedem unde, dacă aici vine pupila asta la altă trebuie să vină pe undeva pe aici. Nu? Da. De aici e pupila cealaltă. Și sprâncenele cad simetrice, da? Dacă una e acolo, asta este aici. V-am spus că îmi vin genele, da? Sprâncenele, da? Pe aici, pe undeva, vin sprâncenele.
Și când o să fac sprâncenele, trag în jos cu firul de păr, cu asta fină, da? Și o să vedeți ce frumos ies și firele de la sprâncene. Nu vor fi făcute chiar motamo, nu vor fi făcute exact fir cu fir fiecare sprânceană, nu. În prima fază voi face cu asta și după aia, ca să creez efectul de lucru în detaliu, voi mai face așa din când în când câte un fir de păr ca să pară că privitorul când privește un astfel de portret să zică: wow, câte detalii ai făcut, maestre! Dar de unde? E de fapt o tehnică care îți dă impresia că ar fi vorba de detalii. Da? Bun. Aici o să trebuiască puțin mai închisă zona asta, dar nu închis cu negru direct, nu. Așa. Vedem cum va ieși așa. Pe aici am deschis, am închis. Să vedem ce fel vine și pe aici. Aici va trebui să mă duc puțin cu o umbră mai pronunțată în partea asta. Vedeți? Ochiul de acolo, ochiul de aici. Pare că ăsta nu e corect, nu? Dar nu e corect pentru că nici n-am vrut eu să fie corect. N-am avut ce. Uite, e de fapt un simplu efect. Ia uite-l. N-ați înțeles? A prins-o? Nu e detaliu de... Nu trebuie să intru într-un detaliu. Yes, wow, ce tare a făcut ăsta. A băgat detalii de... Nu. Uite, acum am mai închis puțin. Ați observat, da? M-am dus puțin mai închis. Ia uite-l. Ochiul să nu fie vizibil. Ia să mai facem puțin la pupila asta. Să nu se vadă că ar fi vorba de o pupilă, în mod special să te ducă cu gândul la o pupilă acolo. Să te uiți să vezi pupila lui. Că nu mă interesează să vezi tu pupila lui. Pe mine mă interesează să vezi efectul de pupilă. Pupila nu trebuie să fie vizibilă ca o pupilă. Trebuie să fie un efect care să creeze. Tu te uiți la un efect, pentru că toată pictura nu facem, noi pictorii nu facem decât, suntem niște, creăm iluzia. Și iluzia o putem crea doar prin efect. Prin efecte. Noi creăm efecte și facem ca privitorul, prin iluzia efectelor, să vadă, să-și închipuie că e vorba de un personaj. Asta este tehnica aceea pe care eu vreau să vă fac să înțelegeți că e o tehnică frumoasă de execuție și nu e vorba neapărat de moși. Aici nu vorbim doar de moși. Putem vorbi de flori, de natură statică, de orice altceva. Creăm doar prin efect, creăm ce vrem noi să redăm. Da? Printr-un efect creăm iluzia personajului. Eu nu mă apuc acum să fac fotografii cu un personaj, că n-am înnebunit la cap să intru acum și să fac liniuță cu liniuță, linii cu linii, 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 linii,
am făcut gura, cât a durat, 5 ore, nu contează timpul de execuție, important e că ies și ea, linii, se uimesc, ce să uimești, mă, ca să o face imprimanta? Deja. Mă uimeai dacă nu era imprimanta, dacă nu era fotografia, dar deja imprimanta și fotografia, eu nu știu pe cât s-a uimit o imprimantă sau o fotografie sau, o, sau un plotter ceva făcând ceva. Da, e făcută bine, dar e un plotter, e o, ceva mecanic. Tu ca artist nu poți să lucrezi mecanica. Tu nu ești mecanic, tu trebuie să fii artist. A, bine că faci o copie, o interpretare după ceva, te-am înțeles, fă o copie, o interpretare după ceva, adus și tu aport la lucrare și să iasă ceva din toată treaba aia, ca tu să fii și tu acolo prezent, să ai și tu prezența ta, să existe, să ai și tu contribuția ta, da? Să fii și tu acolo, da? Nu e nevoie să faci ceva motamo, doar de dragul de a face pentru a ce. O să primești niște like-uri pe Facebook, nimic mai mult. O să primești o comandă două, nimic mai mult, dar nu vei învăța mare lucru. Dacă tu faci motamo ceva, linii cu linii sau să lucrezi în felul ăla 100%, tot ce vezi acolo să faci 100%. Nu, aduci și tu aportul tău. Acum, eu spun lucrurile astea după ce eu am pictat atâția ani motamo pictură de Rembrandt. Păi, o spun ca să nu pățiți și voi la fel ca mine, adică nu e cazul să stai 30 de ani să înțelegi, sau 28 de ani să înțelegi un lucru. Uite, vine cineva și spune, băi, frate, uite cum stă treaba. Nu e cazul să te chinui să faci așa. Păi, de ce? Păi, tu
Că nu e cazul. Cel mai important este ca tu să prinzi, să prinzi iluzia personajului, să redai o iluzie a unui personaj. Nu trebuie să te chinui să-l faci motamu ca undeva. Nu. Lasă-l așa. Mai pune și tu ceva de la tine și va ieși o lucrare foarte bună. Hai să vedem acum aici. Hai să vedem pomeții. Pac, pac, pac. Deci avem calota, avem arcada, avem pomeții. Deci facem așa. Da? Avem calota, avem arcada, avem arcada, avem calota, avem calota, avem gura, avem arcada, avem asta și după aia la bărbie, care bărbia nu se vede că este acoperită de, de barbă și de mustață și toate alea. Bun. Deci, raportul este bun. E bine orientat. Deci nu s-a greșit cu, nu s-a greșit mare lucru. Să fi greșit puțin, că, na, fiecare mai greșim, dar nu mult. Adică încercăm să remediem dacă am greșit cu ceva. Urechea. Hai să vedem urechea. Bă, urechea, bolul ăsta, urechea, parcă mi se pare puțin că e cam mare. Hai să-l mai limităm. Cum îl limităm? Ia să vedem. Deja s-a și uscat aici, dar nu contează. Uite. Și în cazul ăsta nici ea nu mai e atât de tare vizibilă. A, uite, culoarea închisă pe lângă culoarea deschisă. Vedeți că e tăios. Nu faceți lucrurile astea. Trebuie să un pat aici. Da? Dar nu faceți o estompare prea vizibilă cum e acum. Da? Să fie o estompare finuță, frumos, la... Să mai iau niște albastru și o să pun niște albastru pe aici. O să iau niște alb și o să creez un efect așa. Să nu pară că e negru, negru, știi? Să nu pară a fi un negru total acolo. Și aici la fel trebuie făcut. Să nu pară că e negru total, vă la niște albastru, niște alb de acolo și vom face niște mici, mici cute pe la nivelul îmbrăcămintei aici, ca și cum s-ar cuta puțin, știi? Asta trebuie făcut de foarte atent. Nu le dați ala-ndala. Că e vorba de ăsta sau de alt personaj și vreți să pictați. De fapt, nu trebuie făcut ala-ndala nimic. Când e vorba de execuția unui lucru, trebuie să fim foarte chipzuiți. În prima fază ne putem juca. În prima fază. După care apare treaba mai serioasă. Trebuie să știm cum să executăm. În prima fază, normal. Eu vă cer să vă jucați. Că doar așa putem învăța. Prin a vă juca. După aia trebuie să ne concentrăm pe ceea ce facem. Bun, hai să facem firele de păr din partea asta. Deci barba e de acolo aici. Hai să mai facem și aici ceva. Și de aici mi-aduc eu raportul meu că e suficient cât îi mulțumim lui Rembrandt, să rămână nenea Rembrandt, vă mulțumim, spiritul tău a fost cu mine și de aici încolo ne apucăm și noi și facem și noi ceva dacă putem și ne dă voie nenea Rembrandt și spiritul lucrării ne dă voie să ducem mai departe într-un fel în care mi-ar place mie, să spunem, da? Deci barba asta e într-un fel, eu aș vrea să o fac într-un fel, căciula de aici, chestia asta în cap aș vrea să o fac într-un fel, îmbrăcămintea, fundalul, da? Încep cumva să aduc eu niște schimbări la el. Atenție, aceste schimbări pot fi aduse, dar iarăși cu mare atenție să nu cumva să stricăm lucrarea, pentru că la un moment dat am avut și eu N experiențe în care am stricat lucrarea, fără să-mi dau seama din exces de zel. Am pus culoare și dă-i și dă-i și dă-i și dă-i, n-am mai stat să mă uit în urmă și când m-am uitat după aia, zic, stai așa că e bine. Asta e lucrare compromisă. Mai are loc să o mai termin? Nu. Dă-i drumul și șterge-o. Da? Deci se întâmplă și lucruri neplăcute dacă nu avem... Atenție mare. Hai să umblăm puțin la fundal, pentru că fundalul e un fundal bun, dar poate fi unul și mai bun. Pe mine fundalul mă deranjează puțin. De ce? Pentru că nu reușesc să încadrez obscuritatea, claritatea cu obscuritatea datorită fundalului. Cel puțin, asta cred că este motivul de față. Și voi încerca să schimb cumva fundalul. Nu mult, pentru că deja fundalul este
Mărginile tabloului sunt asigurate de fundal și nu pot interveni foarte, foarte mult pe fundal. Voi încerca doar, în schimb, să văd dacă reușesc ceva. O să încerc să văd dacă reușesc. Nu un fundal categoric schimbat, ci doar puțin schimbat. Nu e bun asta, nu merge. O să schimbăm din nou culoarea. Ia să vedem dacă ăsta merge. Trebuie galben mai mult. Da. Ceva de genul ăsta ar trebui schimbat. Și apoi după aia venim cu firele de păr de la barbă, foarte, foarte fine, da? Aici mai punem puțin galben și ocru, ia să vedem cum iese cu ăsta. Mai mult alb. Așa. Ok, aici e urechea. Ok, vedeți că fac așa, rămâne așa și după aia iau altă pensu și le stompez între ele, adică... Da? Ia să mai încercăm puțin să deschidem partea asta de jos. Ca să putem vedea aici cum e cu mustața, cu gura, știi? Facem fundalul pe aici și după aia vedem cum e cu mustața și cu buzele. Așa, după ce facem mustața și buzele, mai trecem încă o dată la nas, da? Umbrele din jocul lunărilor, da? Și după aia facem firele de barbă, după aia întoarcem înapoi la ochi. Lucrăm iarăși pe ochi. Apoi așa se pictează corect. Da? Corect nu e corect, poate, cum spun eu, că v-am spus, astăzi îl execut într-un fel, mâine e posibil... Garantat, în funcție de suportul pe care lucrez, adică în funcție de pânză sau de lemn, să-l execut într-un alt fel. Execuțiile tot timpul sunt diferite. Eu nu am o execuție la fel de două ori. Nici nu cred că am reușit o execuție de două ori la fel. Tot timpul au intervenit diferiți factori, stări emoționale, da? În afară de cele tehnici, în afară de cele tehnice legate de tehnic, sunt și cele legate și sunt și stările emoționale care caracterizează foarte mult artistul prin lucrare, nu? Dacă eu am o stare diversă, va ieși o lucrare diversă, altceva decât cea pe care a făcut-o ieri. Cu toate că am o comandă și spune cineva vreau o lucrare la fel ca cea pe care a făcut-o ieri. Și zic, nu mai pot să mai fac la fel ca aia, că zic, aia e făcută într-un fel în care aveam o trăire. Astăzi nu mai am trăirea aia. Păi da, zice, aștept. Așteptați. Și de cele mai multe ori se așteaptă și nu mai vine acea stare. De-aia spun că stările sunt diverse și nicio execuție nu e două la fel. Sunt execuții și execuții, stări și stări. Nu am mai pus ulei nici chiar pe fundal. Văd că se poate întinde datorită culorii consistente pe care am pus-o înainte cu 2-3 ore. Înainte cu 3 ore chiar. Da? Aici este foarte cald. M-am dus să mai deschid un geam că e foarte cald. În loc să se răcorească pe mine noaptea. Da, de la distanță devine tablou, numai că gura trebuie lucrat cu atenție asupra gurii, da? Gura nu este bine încadrată acolo, datorită luminii este foarte lungi, a mustății foarte lungi, nu se încadrează bine acolo și nu e corect cum e încadrat acolo. Deci, e vorba de, imediat să vă spun, e vorba de lumina de la mustață, care, adică albul ăsta de la mustață, trebuie cumva coboră puțin mai jos. Așa. Asta de aici trebuie să se înțeleagă că e umbra de aici și aici la fel va fi o umbră. Da? Și abia după aceea vedem că
buzele astea sunt mai mici aici, nu sunt așa de mari. Vă face puțin mai mici, da? Să nu fie atât de tare vizibile. Albul ăsta este mult prea alb și nu se explică de ce ar trebui să fie atât de mult alb și o să-l mai estompăm cu celelalte culori. Și tot așa, și tot așa. Aici o să trebuiască să fac o șmecherie eu acum. Partea asta de aici o să o închid puțin la culoare mai mult decât este acum. Ia să închid eu puțin mai mult decât este acum. Așa. Acum se vede o ciudățenie cu umbra aia, cu gura, uai, ce urât este, nu? Foarte urât, într-adevăr. Vă dau dreptate, numai că nu pentru mult timp. Așa, de aici trebuie să vin cu pielea coborât încoace. Și firele de păr astea de aici trebuie făcute așa, ca cum vine din partea aia. Aici se estompează încet, iar, dar nu intrăm pe detalii, că asta înseamnă altceva, detalii înseamnă altceva și nu... Deci e vorba de buzele de aici, intrăm aici. Hai să vedem acum aici, pe gură. Deci, încă o dată, repetăm, pac, pac, pac. Umbra de la noastră să fie mai accentuată aici puțin. Așa, mai ștergem o dată pensula. Revenim să vedem să nu fie niciun negru prea tare, dar nici unul prea moale, să fie un negru bun. La buzi de aici. Este un pun puțin, aducem pe negru ăsta în jos, tragem așa și vedem ce iese. Dacă nu iese nici acum, lăsăm și facem altă dată când o să iasă, că nu e grabă. Oricum, un tablou din ăsta poate valora la final, adică în 2 zile de aici încolo, poate valora 500, 800, 1000 de euro cu ramă. Deci cam astea sunt prețurile. 500, 800, 1000 de euro cu ramă. Fără ramă, undeva la 500 de euro fără ramă ar merge. 500, 600 de euro fără ramă. Cam astea sunt prețurile. Prețurile mele, nu știu, ale fiecăruia și le face în felul lui. Eu nu am nicio... La asta nu știu dacă am eu ramă. Cred că am o ramă acolo, dar nu știu dacă se potrivește. Am o ramă baroc. Foarte frumoasă la asta. Dar nu cred că se potrivește. Aia e mai mare. Rama asta e mai mică lucrarea puțin și nu cred că se potrivesc. Aici este o lumină. Dacă sunteți atenți, e o lumină aici, este o umbră și aici e o lumină. E reflexia de la mustață pe luciul nasului. Da, astea nici mulți vin în atelier, stau cu mine, pictează și nu au percepția lor, dar am minte prin un telefon să vedeți lucrurile astea. E complicat. Bine că vi le pot explica și după aia faceți o... Așa, să mai dau puțin galben și cu roșu de aici. Așa. Și acum iau puțin negru și știu ce culoare am pe dedesubt. Da? Nu o să rămân așa închisă la culoare chestia aia, că nu e cazul să rămân atât de tare. Hai să facem și câteva fire de sprâncene, da? Vedem cum s-ar vedea câteva fire de la sprâncene, da? Păi eu pentru sprâncene am posibilitatea de a face așa. Iau pensula, o pensulă, o șterg bine și fac așa. Iau culoare pe ea și îi mai fac o dată așa. Da? Și acum vin cu ea și fac așa. Atât, că nu merge de prea multe ori, de 2 ori cel mult, pe o latură și pe alta. Acum o șterg din nou.
iau iarăși culoare, iarăși îi fac la pensul așa, o desfac. Da? Și mă duc pe partea aia altă, să vedem ce... A, dar pe partea aia altă culoare, nu e asta. Ei, mai încercăm o dată și pe partea asta, așa, ca să vă arăt bouă de șmecherie, nu? Vedeți? Pac, pac. Și acum mă duc pe partea aia altă, pe culoarea asta de aici. Să vedem aici. Aici e altceva, aici e un roșu cu alb, dar chestii, ia să vedem. Facem așa și aici. Acum aici mai punem puțin o culoare, partea de sus, că s-a murdărit, am văzut, aici. Mai punem, mai punem, mai punem. Acum o să iasă o sfinceană lungă. Iasă o sfinceană lungă până pe aici, așa, vedeți? E o rezultată aia. Nu este sfinceană în totalitate. Acolo e o umbră, e o lumină care a rămas. Asta de aici, din tab, din... Mai putem pune negru puțin la nas, să vedem ce fel iese, pentru că am închis zona asta. Vreau să obțin o strălucire a pielei mai mare. Ca să strălucească pielea mai tare, trebuie să închizi mai tare pielea, dar trebuie atenție maximă să nu cumva să pară că după aia e un negru. Să nu-l dați în altă culoare decât cea dorită de dumneavoastră, da? Ia să facem și aici puțin să finalizăm buzele. Aducem finalitate la buze cât de cât. Mai facem după aia la buze, mai lucrăm de câteva, ne mai întoarcem în detalii după aceea. De altfel ne vom întoarce în detalii și asupra bărbii, da? La barbă și la mustață și la toate firele de păr, ce înseamnă fir de păr, da? Și pe aici. Ia să mai facem câteva fire de păr. Acum se împrumută culoarea de la fundal pe barbă. Vedeți? Ia uitați-vă. O iau de aici și o trag încolo. E, ai acolo, am pus puțin mai închis, dar nu contează, o să mai deschid. Da. Că și cu culoarea asta închisă, mâine, când va fi lumina zilei, la lumina zilei, culorile astea care sunt închise, sau invers, culorile deschise, o să aibă o altă percepție a... Înțelegerea va fi alta asupra culorilor. Acum, la lumina neonului ăstuia, eu văd intensitatea lor într-un fel. De-aia spun că nu aduc eu finalitate lucrării acum,
astăzi sau decât la lumina zilei, într-un timp de execuție de 2 ore, îl finalizez în 2 ore, dar nu 2 ore după ce mi-am fixat bine ce vrea să fie personajul, după ce sunt sigur că nu mai aduc modificări, adică 2 ore în care o să-i dau la viuri, culori de intensitate la umbră sau invers, la lumină. Adică la asta mă refer eu când spun 2 ore de lucru. Da, eu vă mulțumesc că ați stat alături de mine și ați pictat. Eu mă simt foarte bine, eu pot să mai stau să mai pictez. Pentru mine este o formă de terapie, pictura, de relaxare. Vă mulțumesc că ați stat și ați văzut, ați și distribuit, am văzut, am găsit acolo aproape 90 sau 90 de distribuiri. Ce să zic, e bine. E bine, le luăm așa câte puțin, câte puțin activitatea, intrăm în activitate timid, așa, nu ne ducem direct, că e complicată viața și așa. Mai pictăm zilele astea, când nu mai avea timp. Am promis că vom picta, vom face acele peisaje în acrilic, în stilul ăla american. Știți că am mai pictat eu niște chestii mișto. Eu nu am comenzi pe așa ceva, le fac pentru voi, nu pe astea, nu, cu peisaje, cu toate drăcovenile alea. Că v-am spus, nu e piață pe România de așa ceva. O să vă anunț înainte când intru în direct, ca să vă pregătiți, să știți că intru în direct. Că și eu simt că dacă aș sta să mai continui pe ăsta, simt că îl stric, pentru că n-am așteptat perioada de eboșă să se usuce. Exact ce vă spuneam. Și decât să-l stric, mai bine îl las să se usuce nițel puțin, da? Câteva zile las la soare să se usuce bine. Și considerăm că asta este tot o eboșă, nu este lucrare dusă nimic, nu e boșă, o să facem pe el, când se usucă după câteva zile bune, o să vă arăt cu uleiul ăla, cum v-am spus eu, da? Vă arăt exact procedura, cum se începe următoarea etapă de lucru. Uite, vezi, pe luminile astea aici se vede totul foarte negru și foarte deschis. Da, nu cred că astea sunt culorile chiar astea, dar mă rog, așa se văd. Și dacă așa se văd, na, mă abțin să mai pictez la o lumină de genul ăsta. Ne fiind o lumină firească, nu sunt sigur de calitatea picturii, că e tocmai bună. Și de aceea mă opresc. Mâine, posibil să văd cu alți ochi sau când se va usca și îl voi vedea altfel. Da, cam astea au fost în seara asta. Am vrut să pictez ceva mai mult la el, dar se pare că îl stricăm și nu vreau să-l stric. Că poate îl vând, cine știe. Și nu am chef să-l stric. Și mai o să pictăm la el peste vreo 4 zile, când se va usca bine, bine, bine. Vom picta la el și o să vă arăt cum se pictează în stilul tehnicii în flamand, în pictura flamandă. O să vedeți cum fac și o să vedeți cum culorile sunt absorbite de acel ulei gras. O să vă arăt uleiul gras cum arată. Care e consistența uleiului gras, pentru că are o consistență de untură, se comportă ca și cum ar fi untură, nu ulei. Așa o să-l vedeți, gras ca o untură. E un ulei de vreo 60 de ani, are uleiul ăla din pe care l-am eu. E un ulei de 60 de ani a unui unchi de-al meu. A avut vreo 50 de litri de ulei dintre ăsta, pus în sticle de 1 litru și scrie pe ele, pe etichetă de aluminiu, scrie când le-a pus el acolo. Ce a vrut să facă cu ele, nu știu, săracul, unchi cu ele, dar el, săracul, s-a dus pe lumea cealaltă și uleiul ăsta a rămas și îl folosesc eu. Care este un ulei excepțional în a executa lucrări în maniera Rembrandt.
Acum mă șterg pe mâini, acum vine înapoi să lucrez la nas, la buze, mă duce înapoi, instinctul mă duce înapoi să muncesc, să lucrez. Dar nu vreau să-l stric, v-am spus și pentru că nu vreau să-l stric, mă abțin. În schimb, a zis până nu închideți, așteptați să facă ceva mișto, un album foarte fain, să vă arăt album. El are o copertă foarte interesantă, este ca o valiză coperta. Asta este albumul după care am pictat eu. Este un album de... Măi, exact, să nu vorbesc prostii, are 600 și ceva. Aici e, sunt la pagina 500. Nu, are 700 și ceva de pagini. Are 714 pagini, uite acolo. Se mai vede, mă? 714 pagini. Ți și milă să pui mâna pe un astfel de album. E foarte greu. Are o greutate. Vă dați seama ce greutate are. Ia uitați mâna mea pe lângă el. Cât este de mare. În schimb, are calitatea picturii pe el este ceva extraordinar. Super, super, super totul. La un moment dat, picturile pe el sunt făcute, realizate pe o hârtie pânzată, pe undeva pe la jumătatea albumului. Hârtia este o hârtie pânzată cu textură de pânză. Asta, de exemplu, este o hârtie cu textură de pânză. Pictura e făcută pe o textură de pânză, hârtia. Deci are textura pânzei. Da. Și e însoțit de diverse descrieri. E bine că suntem în limba germană, nu ne înțelegem în totalitate, doar că e foarte, foarte frumos realizat de o manieră elegantă, foarte frumos. Astea sunt pe texturile de pânză. Celelalte pe hârtie arată așa. Acesta este albumul. Ia uitați la ce dimensiuni se află personajele. Cât e de mare. Să nu pictez după așa ceva. Deci, carnație. Cât de bine se pot vedea toate lucrurile pe un astfel de album. Ia uite aici. Și după aia se disface. Și mai mare, se disface mare, mare. Și după aia îți bagă cutia lui. Uite, aici este cutia lui. Asta este coperta care asigură marginile. Coperta lui. Asta este coperta lui. Și asta este cutia care este, în care este ținut el, albumul. E ca un fel de valiză, așa. Da. 350 de opere, scrie acolo, ale maestrului Rembrandt. Da, așa arată. Este excepțional. Excepțional. Un astfel de album. Să-l fi avut eu când eram copil, cred că... Iar prețul este aici trecut. Da, unde este prețul? Da, își merită toți banii. E un album de excepție care nu-l au oricine. Probabil că pe la muzee mai trebuie să mai găsești așa ceva, nu știu pe unde. E ceva deosebit. Bine, vă spun seară frumoasă și ne vedem, o să ne auzim când se usucă tabloul ăsta în câteva zile, vom lucra asupra lui, o să vedeți ce opere de artă este pe ăsta. Le-ați văzut pe Rembrandt original, ăsta este un Rembrandt românesc. Seară frumoasă, vă doresc. Și când aveți posibilitatea de a comenta ceva legat de ceea ce pictez eu, faceți-o, fraților, distribuiți, că eu atât am o satisfacție când văd că mai comentați pe acolo și distribuiți. Simt și eu că mai arriv o să mai fac și eu câte un video. Seară frumoasă!